Ne aflăm la cea de-a patra lecție, și într-un foarte, foarte scurt rezumat am să spun doar că primul ciclu nu este altceva decât punerea fundației și așezarea principiilor de bază pe care să poți apoi construi mai departe. Și abia după ce parcurgem ciclul acesta vom intra în partea de relații, soț-soție, nevoile soțului, nevoile soției și cum se poate, conform scripturii, ca în familie să se trăiască o viață frumoasă, o viață fericită în Hristos, cu Hristos. Supunându-ne lui Hristos. În acest prim ciclu pe care l-am numit Modelul Trinitar al Familiei, de fapt, tot serialul acesta se numește Modelul Trinitar al Familiei, în prima lecție am așezat câteva exemple și am arătat că acest model Trinitar este în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este în Ființa umană, așa cum l-a creat Dumnezeu pe om, trup, suflet și duh, este și în istoria lumii. Respectiv, istoria omenirii se împarte în trei. Vremea înainte de cădere, vremea după cădere și vremea în Hristos. Vremea înaintea căderii în păcat am numit-o vremea inocenței. Am avut o lecție specială despre asta, cea de-a doua lecție. Apoi, cea de-a treia lecție a fost concentrată pe vremea în care omul a căzut în păcat și consecințele acestei căderi și-am numit-o vremea rușinii. În seara aceasta suntem la lecția a patra și sigur că vorbim despre vremea harului sau ce înseamnă să fii în Hristos, ce înseamnă să fii îmbrăcat în Hristos. Pentru că lecția aceasta este rândul ei foarte importantă și necesită atenție maximă. Nu o să grăbim lucrurile, o să trecem ușor peste ele, și cu tot efortul care l-aș putea face în cazul în care m-aș grăbi, cum bine știți că nu prea mă grăbesc de felul meu în vorbire, mai ales în partea de început, până când pornesc în prezentarea unui mesaj. Ca să fim on the safe side, ca să fim totuși uh, în siguranță, am să împart lecția aceasta în două, deci această vreme a Harului o vom trata -o în două lecțiuni, în două părți. Prima parte pe care o să o numim, dacă vreți să-i dăm și titlu, putem să o numim îmbrăcarea bărbatului în Hristos și partea a doua, îmbrăcarea femeii în Hristos și o să abordăm în tema aceasta lucruri specifice bărbatului și lucruri specifice femeii. Așa că ce o să facem în seara aceasta cu ajutorul Domnului, o să ne uităm la scriptură și o să ne uităm la această vreme a harului, această vreme în Hristos și o să încercăm să acoperim partea care se referă în special la bărbat. Dacă va fi cu voia Domnului și cu ajutorul Domnului, joia viitoare o să avem a doua parte a acestei lecții și anume o să vorbim despre ce se întâmplă și cu femeia când este în Hristos și când e îmbrăcată în Hristos. V-am promis încă de data trecută că am să aduc în seara aceasta notițele mele, am să le pun într-un caiet, am să le pun într-o formă care să facă puțin sens pentru dumneavoastră. Uneori notițele, când te uiți în notițele cuiva, foarte greu pricep ce este acolo. Dar am să Fac și lucrul acesta, și să, să am adus câteva exemplare, nu multe. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat. Soția m-a ajutat la editarea textului, ea se pricepe la computer mai bine ca mine, și la limba română, pe care o mai știu, și mult din ea cât am mai uitat. Și vreau să-i mulțumesc de asemenea sorei uh, Antohi, sorei Mariana. Dumnezeu m-a ajutat cu printuirea materialului. Eu ce am făcut, cum zicea fratele cui, zice ce faine le ai făcut. Da, eu am făcut coperta, am făcut o copertă care m-am gândit-o că e frumoasă și le-am dat la legat. Și coperta și legatul uh, m-au costat să zic. 5 lei de bucată, înțelegeți? 5 lei, adică 5 dolari. Nu o să le vând, dar dacă vreți să faceți o donație, Florin și Diana Cătina și ei pun orice donație într-un fond care merge la Family Ministry. Începând cu seminarul acesta care a avut loc săptămâna trecută, împreună cu fratele Lazar ne-am gândit să punem accent pe familie și dacă faceți o donație când luați exemplarul, nu trebuie să fie cât vreți, un dolar, doi dolari, cinci, zece, cât vreți, uh, va merge acolo la acel fond pentru Family Ministry și proiecte de viitor. Dacă am făcut numai... Uh, am vrut să fac 20, am crezut că au ieșit 20, dar de fapt am crezut că au ieșit 19, tot am dat eu la legat și m-a sunat de acolo și a zis, știți, de fapt nu aveți numai 18, so 18 am, nu sunt multe, să nu vă înghesuiți stare. Dar dacă vă interesează și vă credeți că vă interesează, îmi spuneți și joia viitoare vă mai aduc... Mai, fac vreo mai facem vreo 20 sau câte e nevoie. It's already too much, I said too much. Uh, Galaten 3, vă rog să deschideți. <coughs> Galaten 3, uh, de la versetul 22 la versetul 28 am să citesc. Un cuvânt ca un motou pentru această lecțiune. Pentru această temă. Galateni, capitolul 3, de la versetul 22 la 28. Dar Scriptura, dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fie lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Amin. Amin. Ce învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu despre această vreme numită vremea Harului? Învățăm, în primul rând, că și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt, deci întreaga Sfântă Trăime, se implică în planul de mântuire și de salvare, planul de răscumpărare a omului. Implicit, a familiei. Și, după cum bine știți, a întregii creații. Toată creația lui Dumnezeu așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu și așteaptă acea schimbare totală. Așa spune Sfântul Petru, vă amintiți, cerul și pământul de acum, ce se vor întâmpla cu ele? Vor trece și Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Deci, totul. Prin Hristos și în Hristos va suferi, dar nu este cel mai bun cuvânt ca să spun va suferi, va experimenta această transformare, această schimbare. Tatăl, spune Romani 8, de la 28 la 34, Tatăl a alcătuit un plan înainte de facerea lumii, a alcătuit un plan în sine însuși un plan al mântuirii noastre, un plan al salvării noastre. Fiul, la vremea potrivită, a venit ca să execute planul acesta, Efesen 2, de la 1 la 22, iar Duhul Sfânt, în biserică, astăzi, și de la Rusalii încoace, nu face altceva decât să aplice planul acesta de salvare, de mântuire. Al lui Dumnezeu, Romanii 8, de la versetul 1 la 11. Când spunem vremea harului, când spunem a fi îmbrăcați în Hristos, de multe ori folosim termeni prea vagi și prea. ne-am prea obișnuit cu ei. Nu știu dacă chiar pricepem exact ce înseamnă har sau dacă pricepem ce înseamnă să fii îmbrăcat cu Hristos, să fii în Hristos. Și am să vorbesc puțin despre asta, acum la început, și am să spun doar că Harul, dragii noștri, nu este un simplu agent divin, un agent dumnezeiesc folosit de Dumnezeu pentru a acoperi, știu eu, păcatele noastre, slăbiciunile noastre, neputințele noastre. E ca un fel de... Uh, covering, ca un fel de, de, plapumă, ca un fel de cerceaf pe care îl pune Dumnezeu peste noi toți și nu se mai vede păcatul nostru, nu se mai vede fără de legea noastră. Și noi știm, cum suntem obișnuiți cu acest cuvânt ar, că este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Și fără să ne dăm seama, ne-am obișnuit cu impresia că orice lucru care e gratis, nu prea știm să-i apreciem valoarea. Un lucru pentru care am muncit, un lucru care ne-a costat, altfel îl iubim, altfel îl apreciem. Dar dacă a fost gratis, l-am primit cadou, a, îl ținem, îl păstrăm, îl mai pierdem, îl mai stricăm, îl apreciem sau nu îl apreciem. Ceva de felul ăsta am făcut și cu harul lui Dumnezeu. Prea ne jucăm cu cuvântul ăsta har, prea îl folosim tot la al doilea cuvânt și mai grav este că nu înțelegem sensul și valoarea. Credem că este așa un lucru simplu, un lucru ieftin. Dar de fapt mântuirea noastră spune Sfânta Scriptură l-a costat pe Dumnezeu foarte mult. Și Dumnezeu a plătit foarte, foarte mult, a plătit totul de fapt pentru mântuirea noastră. Nu este nu este ceva ieftin, ceva fără valoare, fără, fără importanță. Și aș vrea să vă atrag atenția, am, am invitat pentru, pentru dezbaterea asta doi mari teologi um, și o să îi las să-i auziți pe dumnealor ce au de spus, pentru că ei sunt mari de tot, e vorba de Sfântul Apostol Pavel și de Sfântul Apostol Petru, să vedeți cum înțeleg ei Harul lui Dumnezeu. Ce vrem să spunem aici? Vrem să spunem că Harul acesta lui Dumnezeu nu este doar agentul divin, darul nemeritat al lui Dumnezeu, care acoperă, care face ca să nu se vadă vinovăția, păcatul, rușinea și, și uh, fără de legea noastră. Și ne îmbracă așa pur și simplu. Harul acesta, dragii mei, transformă, are puterea, Dumnezeiască să transforme viețile noastre. Deci, el acoperă, într-adevăr, dar și transformă. Uh, creștinul nu, să, nu este deloc sănătos și recomandat să se joace cu acest cuvânt și să-l folosească, știu eu, pentru uh, manipularea unor concepte teologice sau uh, psihologice sau cum vrea el să le numească. Uh, Haideți să vedem în viziunea lui Pavel ce înseamnă acest har. Am să vă dau două texte. Sunt foarte multe texte și ar, el ar avea, dacă i-am lăsat să vorbească, ar avea foarte multe de spus. Efeseni 2, 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci, harul acesta este darul lui Dumnezeu, este agentul divin al lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umbrăm în ele. Vedeți, viziunea paulină este o viziune holistică, altădată am, am folosit cuvântul ăsta și conceptul acesta, adică o viziune integralistă, o viziune completă, o viziune care nu spune, o, nu mă acoperă sau nu mă transformă sau nu mă face una, nu mă face alta. Trebuie văzut în întregul lui ce face, face tot. Te și mântuiește, te și transformă, te și pune în Hristos și apoi îți dă și puterea să faci faptele pe care le-a pregătit deja Dumnezeu să umbli în ele. Deci e o parte care ține de Dumnezeu și o parte care ține de noi, de ascultarea noastră, de credința noastră, de felul cum răspundem. Iată, în altă parte, Pavel este la fel de, de accentuat și de, de, de puternic în, în conceptul ăsta, Filipen 2, 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Să vedeți cum pricepe el harul și lucrarea harului. Nu este numai că stai cu mâna în sân și primești și ești mântuit și ești socotit neprihănit și tu nu mai ai nimic de făcut și ești uh, uh, rezolvat deja, numai stai așa și te uiți uh, lung la, la Domnului Isus Hristos. Zice, totdeauna ați fost ascultător, de deci ce vorba de ascultare, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Sigur că harul acesta lui Dumnezeu lucrează în noi și lucrează prin noi. Acoperă viața noastră, curăță viața noastră, transformă viața noastră, dar ne dă și puterea ca să trăim această viață nouă în Hristos. Hai să vedem ce spune Petru vis-a-vis -vis de Harul lui Dumnezeu. Și el este foarte uh, bine formulat și, și, și foarte bine înțelege cum stau lucrurile. 1 Petru, capitolul 1, 15 la 19, spune, zice... Și aici e vorba de ce spuneam când pricepem greșit, că harul e ceva ieftin, ceva cu care ne jucăm, cu care tot timpul, ca și coming, o aruncăm de la unul la altul. Pentru Petru lucrurile nu stau așa, zice, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Ce ziceți? Ăsta e un standard, deja când a ridicat standardul ăsta, zici, oh my God, Păi, la standardul ăsta cine se ridică? Cum poți să te ridici la standardul ăsta? Cum, cum, poți, frate Petru, să ridici ștacheta așa de sus? Cine, cine ajunge acolo? Cum pui problema așa? Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Deci nu e concept teologic, filozofic, nu. El spune, eu vorbesc practic, zice Petru. Era foarte practic. <coughs> vorbesc de purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Că și cum ai spune, atunci Dumnezeu înseamnă că cere un lucru care e imposibil de făcut? Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră, de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Vedeți ce bine pricepe Petru și ce, ce bine pune el problema și spune nu ne putem juca cu lucrurile astea. Lucrurile astea l-au costat pe Dumnezeu tot. Nu e vorba nici măcar de aur sau de argint sau de lucruri românești. Aici e vorba de sângele Fiului lui Dumnezeu. Cu așa ceva s-a plătit mântuirea noastră. Petru spune ca și cum ar vrea să spună Vreau să, I, I, I just want to get your attention. Acum zice, Petru, sunteți atenți, sunteți pe fază, vă dați seama cât de serioasă este mântuirea Sufletului și cât a plătit Dumnezeu pentru asta. Și atunci merge mai departe și în 2, Petru, 1, versetele 3 la 5, să vedeți cum pune problema harului. Și zice așa, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit, observați, ne-a dăruit tot ce privește viața și Evlavia. Adică vrea să spun așa, vreți să trăiți o viață sfântă, vreți să trăiți o viață evlavioasă, vreți să trăiți o viață cu Dumnezeu, se poate. Dumnezeu a pus la dispoziție agentul lui dumnezeiesc, divin și va... Împuternicit și vă face enables you, vă dă, dă puterea aceasta și vă face capabili să puteți trăi o asemenea viață. Sigur că nu puteți prin, prin energia voastră, prin puterea voastră, prin neprihănirea voastră, prin înțelepciunea voastră. Nu se cere de la voi de capul vostru să fiți neprihăniți, dar se cere ca să depindeți total de Dumnezeu și să-l lăsați pe Dumnezeu să manifeste puterea asta în voi și prin voi. Și atât cum vede el. Zice Dumnezeiasca lui Putere, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespas, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă fac ce spărtași firii dumnezești. A, ah, deci stai puțin. Nu doar că ne spală, ne curățește, ne acoperă, ne îmbracă rușinea, nu? Pe Mefiboset a zis să-l aduceți din loc de bar, îl puneți la masa lui David, stă acolo. Dar infirmitatea lui nu i-a rezolvat-o, să știți. Probabil că la masa aia împărătească lucrurile erau de așa fel încât infirmitatea lui Mefiboset să nu mai fie băgată în seamă, să nu se mai observe și lumea să vadă că acest supraviețuitor din familia lui Saul, respectiv al lui Jonathan, este acolo la, la masă cu David, cu împăratul. Ei în Hristos lucrurile nu stau așa. Petru spune, nu doar că ne acoperă infirmitatea, nu doar că ne maschează rușinea, nu doar că suntem, suntem mizerabili și păcătoși și nevrednici și goi și, și murdari și ne curățește și ne spală și, și ne acoperă și ne îmbracă în Hristos. Nu zice Petru, ne dă o natură Dumnezească ne dă o natură dumnezească și prin natura asta dumnezească care o pune Dumnezeu în noi, ne face capabili prin cuvântul său, prin Duhul său, prin Harul său, prin agentul lui divin, care este Duhul lui Dumnezeu, ne face capabil să trăim această viață nouă, această, prin această fire dumnezească. Și iată cum pune el problema. Zice, prin care ne-a dat făgăduințele nespus de mari și scumpe, toate promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și lucrător, și toate promisiunile care sunt daș amin, prin ele să vă faceți spărtași Firii Dumnezești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, deci e vorba și de actul nostru de a ne rupe total, de a întoarce spatele acestei lumi păcătoase, de aceea dați-vă și voi, aici îmi place cum combină Petru conceptul harului care își face partea lui și conceptul credinciosului sau partea credinciosului în care credinciosul acum trebuie și el la rândul lui să-și dea toate silințele. Și iată cum spune Petru: Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați și iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, deci nu vorbește uh, simbolic, nu vorbește filozofic, nu vorbește uh, teologic, nu vorbește metaforic, vorbește practic și concret. Aceste lucruri trebuie să le aveți în voi, în viața voastră. În privirea voastră, în vorbirea voastră, în urechea voastră, în picioarele voastre, în mâinile voastre, în ființa voastră, în viața voastră. Să le aveți în voi. Și dacă aveți aceste lucruri în voi, din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățit, a uitat că a fost curățit. Cândva să poate să fi fost curățit, într-adevăr. Dar dacă nu te-ai făcut părtaș Filii Dumnezeu, dacă n-ai lăsat ca Harul lui Dumnezeu, nu numai să te curețe, să te și transforme, să te și împuternicească, să te și, să te și schimbe, să te și umple de puterea lui Dumnezeu și să se manifeste în tine aceste daruri Dumnezești și aceste, această foarte frumoasă, vedeți ce, ce frumoasă înlănțuire face el aici, e ca, un, ca, o salbă care parcă vrea să-ți o pună la gât și spune să unești cu credința fapta, cu fapta să unești uh, cunoștința și toate celelalte mai departe, dragostea, iubirea de oameni, dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Uh, și zice, dacă, dacă nu le aveți aceste lucruri, atunci zice, Umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate, și de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Ce spune Petru? Petru spune clar, e clar, fraților, Dumnezeu și-a făcut partea lui. Trebuie să vă faceți și voi partea voastră și să ziceți, da, vezi, atunci înseamnă că vorbești despre o religie personală, despre religia eforturilor noastre, despre neprihănirea noastră, despre lupta noastră. Și Petru spune, nu, 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 n-am spus asta. Ascultați-l pe Pavel, nici el nu spune asta. Știi ce spune? Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze în tine. Cedează-I lui Dumnezeu totul. Lasă-L pe Dumnezeu să invadeze ființa ta și să stăpânească ființa ta. Mintea ta, vorbirea ta, ochii tăi, trupul tău, absolut tot. Și El face lucrul ăsta în tine. Lasă-L pe El. Lasă harul Lui, lasă cuvântul Lui, lasă Duhul Lui, lasă prezența Lui. De multe ori eu am să, eu am să fiu bun. Eu am să iert, eu am să demonstrez că se poate, eu am să demonstrez că dacă vreau eu, îți arăt și impun pun toată, știu eu, energia și ambiția și atunci Dumnezeu zice, da, vrei să faci tu? Bun, fă să vezi unde ajungi. Și nu, nu, nu mergi nicăieri decât la faliment. <coughs> Haideți să ajungem cel puțin la partea în care începem să vorbim despre îmbrăcarea lui Adam în Hristos. Îmbrăcarea lui Adam în Hristos. Și deja am citit Galateni 3, 27, 28. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nu mai este nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Cu alte cuvinte, Pavel este atât de profund uh, mișcat de acest adevăr încât spune, când îl lași pe Hristos să vină în viața ta și să invadeze ființa ta și să te îmbrace în Hristos, dar nu numai pe din afară, ci mai ales pe dinăuntru și să-ți dea firea dumnezeiască și să-ți transforme ființa ta, atunci să știi că identitatea ta de grec dispare. Identitatea ta de român dispare. Identitatea ta de druhora cu apucăturile neamului tău trebuie să dispară. Și alte lucruri care tu le-ai dus în spate și le-ai dus de-a lungul, de -a lungul timpului și așa mai departe. Pentru că Harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, dumnezeiasca lui putere face această transformare, face această schimbare. Efeseni 4 cu 24. Cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, spune Pavel, și să vă noiți în duhul minții voastre. Ce clar, ce simplu, dar și ce puternic, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Cu alte cuvinte, Pavel spune, nu, Dumnezeu nu o să vă îmbrace peste gunoaie, nu o să vă îmbrace peste, peste mizeriile voastre, nu. Acolo trebuie să mergeți la cruce, trebuie să mergeți la pocăință totală, trebuie să mergeți la dezbrăcarea asta și răstignirea asta a firii, și apoi nu vă lasă Dumnezeu goi. Numai, numai în Eden, la păcătuire omul a realizat goliciunea lui și rușinea Lui, și vinovăția lui. Dumnezeu. Nu vă lasă acolo. Dumnezeu vă îmbracă în Hristos. Vă îmbracă cu o altă natură, vă îmbracă cu o altă ținută, cu o altă haină. Și vă dă pur și simplu o altă fire dumnezeiască. Este acest om nou despre care vorbește acel verset pe care sunt sigur că îl știm toți pe de rost. Ia să vedem. Doi Corinteni 5 cu 17. știm pe de rost. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, așa? Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. E adevărat? Spuneți. Cum, cum așa dintr-o dată a devenit quiet? Cum? E adevărat? Oh. Nu cred că credeți. Ce ați recitat acum, ați văzut că toți știm pe de rost. E adevărat? Și atunci de ce nu se vede? De ce nu se vede? Voi uitați la druhora și nu vedeți omul cel nou, nu vedeți natura lui Dumnezeu. De ce? What's wrong? Cu druhora. What's wrong cu mine? What's wrong with us? Recităm versetele, știm versetele, ne plac versetele, ne plac ce conceptul, ne place adevărul. Zicem așa -i. Dar pe teren, în realitate, nothing -ton. Să vă spun cum spune rusul? Cum spune? Nema. Nimic. Nada. Genuc? Cum? Cât, cât, nu. Câte, cât, în câte limbi să mai spun? Nu știu. Am spus la vremea căderii, la vremea păcatului, Eva, am folosit-o pe Eva, dar asta se aplică și la bărbați, acum când îi vezi și pe ei săraci, cum îți mutilați și cum îți schimonosiți, și cum e la mod acum să fii un bărbat atractiv? Doamne, pezește, ce lume și ce mizerie și ce concepte și ce valoare are lumea asta. Dar am spus la vremea rușinii, la vremea căderii în păcat, că frumusețea cu care Dumnezeu a înnobilat-o pe ea, Eva, sub Imperiul Păcatului și sub Imperiul. Uh, 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 diavolului, sub controlul diavolului, va folosi acea frumusețe și va manipula cu acea frumusețe și va manipula cu acea atracție și va face, special în rândul bărbaților, foarte mult damage. Foarte mult damage, pentru că și bărbații sunt foarte slabi atunci când câte o evă din asta nepocăită trece prin fața lor și daruri care Trebuie să fie închinate lui Dumnezeu, sunt folosite ca manipulare, sunt folosite ca, ca momială pentru păcat și pentru fără de lege. În Hristos, să știți că lucrurile acestea se rezolvă, se restaurează. Și haideți să auzim uh, pe Sfântul Pavel ce are de spus vis-a-vis -vis de asta, ce are de spus el despre această teologie a trupului, cum înțelege el restaurarea teologiei trupului. Adică ce credem noi despre trupul ăsta? 1 Corinteni 6 cu 13, partea a doua. Trupul nu este pentru... Asta nu mai știți. Vi-l pune Emil pe ecran și vă salvează. Dar pe asta nu știm. Trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Trupul ăsta îl, va, îl vor pune în țărână, va deveni țărână, dar la glasul și la trâmbița lui Dumnezeu va învia. Într-un alt trup, bineînțeles, dar... Pavel spune, dacă tu așa crezi, dacă tu așa gândești, dacă tu așa mărturisești, atunci așa trebuie să trăiești. Și trupul ăsta trebuie să știi că este templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6, 19, 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Ia auzi. Care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. O oh, versetul ăsta nu știm. Căci toți ați fost cumpărați cu un preț proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. A fi în Hristos, a fi îmbrăcat în Hristos, a fi în vremea harului înseamnă a trăi complet cu o altă conștiință, cu o altă înțelegere. Complect, total diferit a înțelege lucrurile. Nu ca lumea care zace în cel rău, ci ca Dumnezeu. Spune Iov, zice, am făcut legământ cu ochii mei și am jurat așa, așa am pus eu în jurământul meu, în legământul meu. Că ochii mei nu îi voi opri și nu mă voi, mă voi uh, uh, opri cu ochii mei și cu pofta mea și cu dorința mea asupra vreunei. Fecioare. Nu voi lăsa trupul meu pradă curviei și pradă păcatului și pradă murdăriilor și afără de legilor, nici măcar la nivelul minții. De multe ori zicea, păi, slavă Domnului că n-am ajuns la păcat. Domnul Iisus spune, știi că harul e foarte pretențios, harul e foarte sensibil. Legea te împroaște cu pietre numai dacă te prinde. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este atât de sensibil, și harul lui Dumnezeu este atât de sensibil încât spune: Dacă nu mai ai privit la o femeie sau la un bărbat și l-ai poftit, deja în inima ta ai săvârșit păcatul. Deja inima ta este bolnavă. Deja inima ta este sub apăsarea păcatului. Petru e foarte, Pavel e foarte serios aici, vedeți, și, și foarte bine subliniază, zice ați fost cumpărați cu un preț proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Aici, dragii mei, nu e vorba de concepte complicate. Concepte teologice, nu e a... Păi poate în greacă e altfel. Poate că e un limbaj metaforic, poate că... Nu, e vorba de trupul ăsta. De trupul ăsta e vorba. De mintea asta e vorba, de ochii ăștia e vorba, de mâinile astea e vorba. Care nu mai sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu. Păi dacă ar fi așa, ce revoluție fantastică ar apuca pe toți bărbații. Și dacă toți bărbații ar gândi așa, că asta înseamnă a fi în Hristos, hai de mine, cum ar gândi acei bărbați, cum ar vorbi acei bărbați, cum ar asculta acei bărbați, cum ar lucra acei bărbați, cum ar, cum ar vorbi acei bărbați. Ce natură dumnezeiască ar fi în acei bărbați, o să vorbim puțin despre ordinea divină din familie. E textul celebru din 1 Corinteni 11. Mă uit și la ceas și mă uit și la notițe și știu că o să, o să acoperim cât putem să acoperim. Ce trebuie să știm aici? Ce trebuie să spunem aici? Să înțelegem aici? Și nu uitați, vă rog, nu facem altceva decât să punem fundația. Nu suntem deloc a... nu suntem deloc la... n-am ajuns încă la ziduri, la. Uh, you know, details, partea de finisaj interior. Nu. Acolo mai e mult până acolo. Aici suntem doar la fundație. Uh, în textul de la FSN 5, 20 și până la 33. Nu o să avem timp să luăm pendelete, am să subliniez doar câteva lucruri. Și apoi, acest concept despre ordinea divină din familie, 1 Corinteni 11, trebuie să spunem doar atât, sau putem să spunem doar atât la momentul ăsta, că și bărbatul și femeia sunt prin natura lor și prin esența lor și prin materialul din care sunt făcuți, sunt co -egali. Adică bărbatul nu-i făcut dintr-o marfă mai slabă sau femeia nu-i făcută dintr-o marfă mai, mai bună, superioară bărbatului. În privința aceasta, ei sunt coegali și mai ales sunt coeterni. Au fost făcuți de Dumnezeu să trăiască veșnic. Nu au fost făcuți să moară. Au murit datorită păcatului, datorită neascultării. Sunt cosubstanțiali, substanțiali Adică a spus Adam așa, iată os din oasele mele, carne din carnea mea. E aceeași, același material, aceeași esență. Sigur că avem o diferență de slujbă, sigur că avem o diferență de formă, de manifestare acestei slujiri, sigur că avem responsabilități diferite, dar în planul lui Dumnezeu avem aceeași esență, aceeași natură, aceeași valoare, aceeași calitate, același destin, nu e nicio diferență. Ce face însă Sfântul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, dacă o să citiți cu atenție, de la versetul 20 la 33, nu avem timp să luăm acum în manieră Calvary Chapel și să facem cu fiecare verset, putem să facem o altă lecție și nu ar fi neapărat rău, poate chiar ar fi foarte bine, dar veți observa acolo că rolul bărbatului, rolul soțului este comparat cu rolul lui Hristos. Veți observa apoi că rolul soției, rolul femeii este comparat cu rolul bisericii. Veți observa că îi se spune bărbatului, soțului, că trebuie să-și iubească soția așa cum își iubește Hristos biserica. Că soția trebuie să-și respecte și să se supună soțului, așa cum se supune Biserica lui Hristos. Veți observa că soțul trebuie să asigure conducere spirituală, să asigure autoritate spirituală peste casa lui, peste soția lui. Trebuie să asigure protecție. O să ajungem imediat să vorbim măcar puțin despre autoritate. Soția trebuie de asemenea să asigure ajutorul potrivit, pentru că în slujirea lor ei sunt văzuți împreună. Ei nu pot să lucreze separat. Ei lucrează împreună. Și nu e o slujbă mai înaltă decât alta. E o ordine, e o prioritate, dar sunt văzuți de Dumnezeu în planul de creație și în planul de mântuire, sunt văzuți împreună și a rămâne mai departe și în Hristos ajutorul lui potrivit. Doar că acum și în ea și în el lucrează Harul lui Dumnezeu, lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lucrează puterea Cuvântului lui Dumnezeu, lucrează natura dumnezească, cea nouă în ei și prin ei. ea, ca soție, asigură acest ajutor potrivit, acest parteneriat, nu numai în naștere de copii, ci în slujire, în misiune, în lucrare, în biserică, în tot ce se întâmplă în economia împărăției lui Dumnezeu. Sigur că și copiii, femeia nu i-a făcut singură și nici nu trebuie lăsată să-i crească singură ei amândoi trebuie să investească în acei copii, să-i crească, să-i educe, să-i formeze. Deci e foarte mult parteneriat acolo, e foarte multă slujire împreună acolo. Ce înseamnă această autoritate spirituală? Avem două concepte, două, doi termeni. Cel ebraic este mașal și îl găsim în Genesa 3 cu 16, Bărbatul va stăpâni peste tine. Va avea autoritate spirituală peste tine. Esosu, esousia, esousia este în limba greacă. Efesen 5 cu 23. Să fie supusă bărbatului ei. Adică să fie sub autoritatea spirituală a bărbatului ei. Această autoritate nu e ideea bărbatului. Bărbatul nu poate să-și ia această autoritate, să-și o asume. Îi este dată lui dacă el este în alignment cu Hristos, numai atunci. Deci un bărbat are autoritate spirituală în momentul în care el pe verticală este în regulă cu Dumnezeu. Dacă nu este în regulă cu Dumnezeu și încearcă să-și asume autoritatea, este dictator, este dur, este violent, este tot ce vrei, dar nu e autoritate spirituală, e altceva. E modelul lumii, violenței, răutatei, ambiției, manipularei, controlei, znervi. Autoritatea spirituală, mașal, autoritatea spirituală, esousia, înseamnă altceva. Înseamnă altceva. Autoritatea spirituală asigură direcție asigură protecție asigură um, pacea și liniștea soției și a căminului oferă o atmosferă de iubire, o atmosferă de pace, o atmosferă de siguranță și Pavel spune, asta se face după modelul Hristos. Adică se poate oferi această autoritate Exact cum a oferit Hristos bisericii. Știți cum a făcut Hristos? A luat ștergarul. Și a zis, fiul omului n-a venit să i se slujească, ci el să slujească. Dar a slujit din poziție de autoritate. Fiindcă știa că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mâini, Ioan 13, fiindcă știa ce a dat Dumnezeu în mâini, fiindcă știa că toate lucrurile îi date în mâini, să putea ridica în picioare să spună, sunt creatorul Universului, sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Cel care am fost de la început în toată creația. <coughs> Și de pe poziția asta vă dau ordinul cu tare. Am făcut așa, a zis, fiindcă știa că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă și ce a făcut? Și-a dat jos haina și-a luat ștergarul și s-a pus în genunchi, sau cum o fi făcut, o fi pus un genunchi jos, sau poate amândoi, și-o fi luat picioarele alea noduroase și murdare și hâde al lui Petru și a zis, stai aici să te spăl. Și el a zis, nu mă speli, ba stai să te spăl, bă, nu mă speli. Ba te spăl. Păi dacă nu vreau să mă speli. Și a zis, mă lasă că-ți spun eu una să-ți intre bine în cap. Dacă nu te spăl, n-ai parte cu mine. Bietul pescar a zis, nu vrei să-mi faci baie? fă baie, fă baie că dacă îi să ține de asta, spală-mă, ia perie de sârmă, ia perie de rădăcini, ia e, perlan, ia sodă, ia ce vrei și spală-mă. El a zis, nu, 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 lecția este lecția de autoritate spirituală, este lecția de smerenie. Uh, nu poți să oferi această autoritate spirituală dacă nu ai în Hristos și în supunerea ta față de cum Hristos a supus Tatălui, așa bărbatul trebuie să se supună lui Hristos. În momentul acela, Hristos îi dă autoritatea. Nu și-o poate lua, nu și-o poate pretinde, nu și-o poate cere. El numai trebuie să se pună în supunere totală de Hristos. În momentul când e la locul ăla unde trebuie să fie, în momentul ăla Hristos zice, acum vine peste tine autoritatea spirituală. Și când vine peste tine autoritatea spirituală, tu ca preot în familia ta știi ce faci? Asigur liniștea, Asigur direcția, asigur pacea, nu numai asigur banii și contul și pâinea și hainele și dai nevestei tale cardul de plastic și spui dute până te oprești. Și mulțumește-ți odată și, Doamne, dă să te oprești. Nu. El dă asigurare uh, spirituală, uh, autoritate spirituală. Adică zice, asta a vorbit Dumnezeu, asta facem acum, asta mi-a spus Dumnezeu, asta am primit de la Domnul, asta e linia pe care o urmăm, asta e drumul, ăsta e pașii. Nu vă temeți, stați liniștiți, Dumnezeu este la cârmă, așa manifestei la autoritatea spirituală. Bărbatul trebuie să-și iubească soția și să o protejeze, nu cu pretenția și cu impunerea sau cu uh, supunerea. Trebuie să, să fii supuse, nu așa scrie Dacă are o și o Biblie mare și zice câte unul, când merge păstorul la consiliere, zice am bătut-o, zice cu cuvântul. Dar dacă are Biblie din asta mare și cu colțuri și. Nu, nu, nu. Asta nu e autoritate spirituală și nu e ce trebuie să fie. El nu-și asumă această autoritate peste soția lui. El o primește. Primește de la Domnul și o manifestă în iubire, o manifestă în sacrificiu de sine, o manifestă exact sub lui Hristos. Cum a manifestat-o Hristos? Nu înseamnă că faci pe duru, pe grozavu, pe superiorul, pe șeful, și mergi și spui, eu sunt capul, eu sunt șeful aici, toată lumea nu mișcă în front, numai când zic eu. Nu. Un bărbat matur spiritual va face exact ce a făcut Hristos și în dragoste, și cu sacrificiu, și cu exemplu personal, va asigura în casa lui direcția, va asigura în casa lui... Liniștea va asigura în casa lui protecția, va asigura în casa lui uh, toate cele necesare, va, va pune peste casa lui o protecție dumnezeiască și dați-mi voie să vă spun, uh, fraților și bărbaților, unui asemenea bărbat e foarte ușor să te supui. Ți mai mare dragul să te supui unui asemenea bărbat care este în alignment cu Hristos și este în, în, supunere față de Hristos și peste casa lui lasă o autoritate spirituală, adică în prezența lui te simți în siguranță. Simți când intră el în casă că se lasă așa o liniște, se lasă așa o pace, alții intră în casă și nu știi pe unde să ieși, pe unde să te ascunzi. Ce? -i? Toată ziua n-ai făcut nimic, asta e mâncare, Stai casă, n-ai curățit, n-ai făcut pruncii... Și apoi, duminica, putem fi tot cu mâinile pe sus. E zero. Mâinilele pe sus și agitațiile de duminica nu... Nu îl păcălesc pe Dumnezeu. El trebuie să inițieze și trebuie să se asigure și să să dea casei lui o atmosferă de pace și de liniște. Sigur că nu în sensul că na, fără mine nu faceți nimic, eu trebuie să controlez tot, eu trebuie să verific tot, n-am încredere în nimeni, nu în sensul ăsta. El poate să delege autoritatea, poate să delege responsabilități și lucruri de făcut. Dar are el așa ceva din Dumnezeu, care nu chiar se poate explica în cuvinte, că dacă e în ordine el cu Dumnezeu, în jurul lui împrăștie pace. Credință, siguranță, confidență, direcție. Și el poate să zică, nu știu, dar întrebăm pe Domnul. Nu știu exact răspunsul acum așa aici, dar voi sta înaintea Domnului. Vom merge în prezența Domnului, cu soția. Cu soția merge înaintea Domnului. Cu soția stă și hai să vedem ce spune cuvântul, cu copiii, cu familia lui. Are în el ceva sensibil, ceva um, foarte atent, foarte, foarte delicat și... Um, Chiar dacă există câteodată diferențe culturale, există oameni, există grupuri, există diferențe, că în America așa făceai, în România așa făceai, la noi la Cluj așa făceai, la noi la Sălaj altfel făceai, la noi în Moldova altfel era. Un bărbat spiritual, un bărbat matur, nu are jaloane de felul ăsta. El are o relație vie, o relație personală, o relație sfântă cu Domnul și um, nu se raportează abuziv sau uh, manipulativ la anumite diferențe de cultură sau diferențe. E sensibil. Zice, da, aș putea să-mi permit lucrul ăsta, că lucrul ăsta ți-l permiți între americani. Dar el își permite numai ce Duhul Sfânt îi spune să-și permită și atunci e foarte atent și foarte delicat nu dezvolt conceptul ăsta că n-am nici timp și nici nu uh, vreau să insist prea mult cum se ilustrează principiul acesta o să închei uh, o să închei pe cât pot de repede am dat aici metafora slujitorului, un text care, o să ziceți că ăsta e pentru pastor, pentru presbiter, pentru diacon, pentru slujitori, dar îl aplic la preotul de familie, care este bărbatul, soțul dumneavoastră. 2 Timotei 2, 24-25 este el pentru liderii bisericii, dar este și pentru liderii familiei. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduințe răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Robul Domnului nu trebuie să se certe, așa -i? Mai ales cu soția, nu trebuie să se certe. Și să fie blând cu toți, mai ales cu soția să fie blând, în stare să învețe pe toți mai ales pe soție să fie în stare să învețe. Prin de îngăduință răbdătoare, mai ales față de soție și față de copiii lui să aibă această îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, mai ales pe soție și pe copii. Cum spune FSN 5 cu 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, și sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Să știți că bărbații se iubesc pe ei. Nu știu câte uh, complimente să primesc de la frații mei și de la prietenii mei după lecția asta, dar, mă rog, dacă noi să sunteți diferiți, să zicem că sunteți diferiți. Dar din câte pricep eu ce se întâmplă cu bărbatul, până pe la 5-5 de ani, cât ar trebui să împlinesc anul ăsta, mi-am seama că bărbatul se iubește pe sine. Și femeia se iubește pe sine. Când am zis, o, oh, am găsit femeia asta, am găsit fata asta frumoasă, credincioasă, o iubesc, vreau să mă însor cu ea. Crezi că din prea multă dragoste pentru ea te însor cu ea? Nu. No. Știi de ce te însor cu ea? Te însor cu ea pentru că ai găsit ceva în ea care îți răspunde la nevoile tale. Ai găsit în ea ceva care zici, mă, asta e bună pentru mine. Cam așa ceva mi-ar place mie. Cam așa ceva mi s-ar potrivi mie. Cam așa ceva îmi satisface mie nevoile. Deci, practic, tot tu ești în centru. Tot tu ești. Tot la tine te gândești. Și ea să vezi, ia, yeah, I love you, I love you, I love you. Câte vreme faci ce vreau eu și ce îmi place mie, I love you. În momentul când nu mai faci ce vreau eu, să vezi cum a zburat I love you ca păpădia aceea care se risipește repede. Ioan 15 cu 13 spune, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața. Această iubire jerfitoare este dăruită cu un singur scop. Ce frumos spune aici, ca să înfățișeze pe mireasa asta, Hristos, să înfățișeze biserica înaintea lui Dumnezeu. Cum? Fără pată fără zbârcitură, fără nicio impuritate. Asta e grija bărbatului, asta e autoritatea spirituală. Asta face un bărbat care are modelul, modelul lui Hristos pentru el. Pentru ca ea și familia și copiii și toată familia să fie transformați după chipul lui Hristos, să trăiască pentru scopul lui Hristos, pentru slava lui Hristos. Ultimul verset pe care vi-l spun, pe care vi-l citez, Ezechiel 24, 15 până la 18. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi. Dar să nu te jelești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. leagă turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbise în poporului dimineața și seara, mi-a murit nevasta, spune profetul Ezechiel. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Știți, nu m-a atras aici la Ezechiel Ascultarea lui și ciudățeniile astea, în, 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 la câte teste l-a supus Dumnezeu, că e mult de vorbit la Ezechiel, o să găsiți niște lucruri greu de imaginat. Dar am descoperit aici ce a spus Dumnezeu și ce era adevărat și pentru Dumnezeu și pentru Ezechiel. Că acolo, rob, acolo în noroiul Babilonului, acolo în, 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 în tranșeele alea de robi și de, de, de încăpățânați și de înrăiți și de uh, cu toți cu care avea de-a face, Ezechiel avea ceva la care ținea foarte mult. Și Dumnezeu spune, zice, am să vă arăt ce e mai scump pentru Ezechiel, ce e mai valoros pentru el, ce e mai nobil, ce e mai pur, Ce mai important pentru el? Ce, ce iubește el mai mult? Ce iubește el ca lumina ochilor? Ce ai mai scump tu? The apple of your eyes. Și cine era? Soția lui. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm înaintea Domnului și ne rugăm pentru ca Domnul să ridice în casele noastre și în bisericile noastre și în familiile noastre astfel de bărbați, bărbați sfinți, bărbați în Hristos, bărbați modelați, transformați și invadați de Harul lui Dumnezeu și de firea dumnezeiască a lui Dumnezeu și bărbați care să-și înțeleagă rolul lor de preoți și rolul lor de cap al familiei și de autoritate spirituală să asigure acești bărbați, într-adevăr, în casele lor direcție, să asigure pace, să asigure protecție, să asigure liniște, să asigure atmosfera aceea dumnezească. Ne rugăm în direcția aceasta. Ne rugăm și noi ca bărbați, rugați-vă și noastre ca soții, ca mame, ca femei și ne rugăm pentru toți bărbații din Biserica Emanuel, ca Domnul să-i ridice, să-i transforme, să-i îmbrace în Hristos și să-i așeze în casele lor în această poziție de autoritate. Dar secretul acestei autorități nu este felul cum și-o impun ei, ci este felul cum se supun ei lui Hristos și lasă ei pe Hristos să stăpânească ființa lor întreagă. Așa ne rugăm și așa cerem de la Domnul să ne ajute pe fiecare.